Mai puțin de două săptămâni ne despart de ziua în care autoritățile ne cheamă la urne pentru a decide pe cine trimitem în Senat și Camera Deputaților. Potrivit legislației în vigoare, Oltul va trimite în Camera Superioară a Parlamentului trei reprezentanți, iar în cea superioară șase politicieni. Potrivit rezultatelor politice de la locale, există mari șanse ca oltenii să fie reprezentați în Senat și Camera Deputaților doar de candidați de la PSD și PNL. Teoretic există ceva șanse ca și pro România să trimită în parlament un deputat la a treia redistribuire dacă numărul de voturi obținut la olt este mai mare decât restul obținut de principalele formațiuni politice. Lipsa șanselor pentru candidații celorlalte formațiuni politice de a obține fie și un mandat de ales la redistribuire face ca singurele activități de campanie să se regăsească doar la social și liberali. Pentru a veni în sprijinul cetățenilor care, în ciuda temei de infectare cu noul coronavirus, sunt decis să-și exprime opțiunea politică, realitatea ultului va prezenta în fiecare zi portretele candidaților aflați pe locurile eligibile ale partidelor politice, cu mari șanse de a ajunge în legislativ.